Salut, sunt Marcel Kim de la Marchena și în acest videoclip o să îți arăt de ce McDonald's ar pierde 50% din clienți dacă ar proceda la fel ca cei mai mulți antreprenori, în sensul că ar da cadou surpriză. Și o să-ți arăt cum această strategie îți afectează afacerea. Așa că hai să mergem întâi pe un scenariu. Să presupunem că mergi la McDonald's și vrei să cumperi un cheeseburger. Iar cei de la McDonald's spune, ok, mulțumim că ați cumpărat cheeseburger, uite și un cadou din partea noastră, o cafea. Da? Gratuit. Și în momentul respectiv te simți chiar bucuros. Chiar le spui prietenul, uite, am fost la McDonald's, am primit o cafea gratuit, foarte frumos, foarte drăguț din partea lor, corect. Doar că te gândești să mergi și a doua zi, din nou, ceri un cheeseburger, doar că de data asta nu mai primești nimic. Te simți dezamăgit, corect? Băi, doar atât cum ia cafea, de ce? Au uitat de mine? Te hotărăști să mergi și a treia zi. Tot la fel. Cumperi un cheeseburger, dar îți dă ca două sticle de apă. Spui, e ok, parcă mi-e dat ceva, parcă era mai bine să-mi dau o cafea. Mergi la a patra zi, din nou, cumperi un cheeseburger și iar nu primești nimic. Ce se întâmplă la cincea zi? Zici, la naiba, nu mai merg la McDonald's. Ok? Asta ce se întâmplă de aici? Deși pe total ai avut de câștigat, ai primit o cafea gratuit și ai primit și o apă gratuit, deci în mod normal nu l-ai fi primit, ai fi primit doar cheeseburger, ceea ce ai cerut, nu vei mai dori să ai de-a face cu McDonald's. Da? Și din fericire pentru ei, McDonald's nu face acest lucru, nu oferă cadou surpriză, este mereu același. Oriunde te duce, fără surprize, previzibil, consecvent, iar toate astea te fac să te simți confortabil. Știi ce vei primi. În schimb, cei mai mulți antreprenori vor să își surprindă clienții, da? Își spun ce putem să facem diferit. Și ei când spun ce putem să facem diferit, de regulă este hai să scădem prețul sau hai să le dăm un cadou surpriză, să se bucure, să mai vină la noi, corect? Și asta duce la inconsecvență, pentru că dacă tu oferi un cadou surpriză și nu-l dai și a doua oară și a treia oară același cadou, asta îți va afecta afacerea. Și în final va duce la dezamăgirea clienților. Deci, practic, prin faptul că tu oferi cadouri, de fapt, cadouri surpriză, de fapt, îți pierzi clienții. Hai să îți dau și exemplu real, da? Printre clienți pe care am avut. Aveam un client care avea un site pe o anumită nișă și foarte profitabilă nișa și de fiecare dată când cineva cumpăra de pe site-ul clientului meu, ofera cadou surpriză. Dar întotdeauna era cadou surpriză. Și în mod normal, da, oricum, în principiu, de 90%, cred că 90% din cei care comandau le da cadou surpriză. Și mă, având în vedere că dacă dau o surpriză, trebuia afacerea să meargă foarte bine, nu? E bine, nu. După câțiva ani a dat faliment. Și deși nu pot să spun că a dat faliment din cauza cadourilor, însă, prin faptul că a dat cadouri, ar fi trebuit totuși să susțină afacerea, să trăiască mai mult afacerea, nu? Să nu dea faliment. Și cu toate astea nu s-a întâmplat așa. Deci, faptul că dai cadou nu este o garanție că afacerea se va dezvolta. Un alt exemplu. La un client de-al meu, când venea cineva, cumpăra pe site-ul lui, să zicem, o sticlă de un borcan de ulei de nucă de cocos, primea cadou surpriză și o nucă de cocos. Da? Cadou surpriză, plăcut. Și ce se întâmpla? Unul primea telefoane, un client nervos care spunea de ce nuca lui de cocos este goală. Da? Desigur, asta este fain, dar din nou, ceea ce vreau să subliniez aici este că a oferi cadou surpriză nu este o strategie inteligentă pentru afacerea ta. Alte exemple. Stomatologie. La prima vizită primește cadou surpriză o periuță, la a doua mai primește nimic. La o frizerie. La prima vizită primește o cafea, la a doua nimic, la a treia o Coca-Cola. Să spunem la un magazin. Primește comandă, la prima comandă primește un cadou un lănțic, la a doua comandă nimic, la a treia comandă o brățară. Da? Deci toate aceste exemple pe care le dau aici, dacă ai un business, să spunem, de genul acesta sau orice alt business, în momentul în care ești inconsecvent în oferirea celor cadou surpriză, acest lucru îți afectează afacerea. Și de ce pierzi clienți așa? Pentru că clientul vrea consecvență în servire. Vrea să știe, merg aici, comand asta, asta primesc. În schimb, tu îi surprinzi, le schimbi așteptările. Asta inițial este bine, dar nu e sustenabil. Și asta va duce la dezamăgirea clienților și îți vor părăsi afacerea.
Însă, dacă totuși vrei să oferi cadouri, îți voi oferi trei variante bune. Sunt sigur că mai sunt și altele, dar îți voi oferi acum trei variante destul de bune. Prima este să faci cadou sub formă unei oferte. Da? Cumperi asta, mai primești asta gratuit. Da? Atunci clienții știu, există consecvență, știu la ce se așteaptă, poate să fie și data limită până la data respectivă, poți să cumperi una și mai primești una gratuit. Intră în acest principiu de consecvență și nu îi surprinzi cu nimic. O altă variantă este cadou în funcție de volumul comenzii. Da? De exemplu, pe nailshop.ro, în momentul în care ai comandat și ai ajuns la un anumit volum în coșul tău de comenzi, de exemplu, ai comandat mai mult de 50 de lei, primești un pix. Ai comandat mai mult de 90 de lei, primești roata culorilor și tot așa. Și o a treia modalitate de a oferi cadou și este, asta este chiar foarte interesantă, nu am văzut pe cineva să folosească această strategie, să-i spunem, este foarte valoasă, este necesar să-i acurs mai mult timp și o să-ți explic cum anume se procedează. Să presupunem că o mămică cumpără de pe site-ul tău niște hainuțe pentru copilul ei, da? Și sunt pentru confirmarea comenzii și îi spui, bună ziua, mulțumim pentru comandă, ați făcut o alegere foarte bună, câți ani are băiețelul? Are 7 ani. Ah, frumos, mulți înainte să vă trăiască. Și cum îl cheamă? Răzvan. Frumos. Și ce vrea Răzvan să fie când o să facă mare? Ah, el vrea să se facă aviator. Frumos, ai notat, vrea să se facă aviator. În tot care primește coletul, este bine să pui și un avion și cu un bilețel pentru Răzvan care vrea să-ți facă aviator când o să fie mare. E, acest cadou este un cadou surpriză, dar este personalizat și este furnizat, este dat cu scopul de a crea o relație. Orice greșeală pe care o vei face pe viitor cu acest client va fi iertată pentru că ți-ai creat această relație prin oferirea acelui cadou surpriză, însă personalizat. Deci este foarte interesant de folosit pentru afacerea ta dacă vrei pe viitor să creezi o relație foarte bună. Asta este una din modalități care funcționează. În concluzie, clienții iubesc consecvența pentru că face parte din confortul lor. Ei trebuie să știe din avans ce vor primi. Acesta este și unul din motivele pentru care vinzi mai ușor clienților vechi și mai greu clienților noi. Da? Este mai greu de achiziționat clienți noi, tocmai din acest motiv, pentru că ei nu știu ce vor primi. Fă-mi așa fel încât clientul să știe la ce să aștepte la tine de fiecare dată. Fii previzibil, da? Deși poate considera că în afacerea ta este bine să fii diferit și așa mai departe, fii previzibil când vine vorba de furnizarea serviciilor și produselor și vei avea de câștigat pe termen lung.